Oameni buni, șef Orlando Zaharia este acum aici pentru o provocare spectaculoasă între el și fiul său, adolescent, pasionat de fotbal și de gătit. Așadar, se intre șef Orlando și Andreas, care, apropo, ieri a împlinit 15 ani. Salut, șef, salut! La mulți ani pentru ieri! Mulțumesc frumos! Nu-mi dau seama, tu ai împlinit 15 ani, nu tu, nu? Da. A, tu, de ce? La Andreas, Andreas a plinit 15 ani, nu? Că și tu arăți foarte bine și de asta. Mulțumesc, și tu perfect. Arăți foarte bine. Am înțeles că Andreas este pasionat de fotbal și e foarte bun la fotbal, corect? Da. De da. Hai să luăm un pic un loc. De cât timp joci fotbal? Păi, nu știu. Adică acum nu mai fac, am făcut în trecut. Ai făcut, ai jucat undeva, la vreo echipă? Da, la un club Dănilescu și după ceva timp la un club ProSport. Real Madrid sau Barcelona? Real Madrid. Messi sau Ronaldo? Ronaldo. Steaua sau Dinamo? Steaua. Am înțeles. Cam așa stau lucrurile. Orlando Zaharia, pui sau vită? Vită. Porc sau vită? Vită. Rață sau vită? Rață. Nu cred! Șef Orlando Zaharia, oameni buni, este unul dintre cei mai tari șefi din România și toată lumea știe chestia asta. Cine? Și în ultima perioadă ești specializat foarte mult în ceea ce înseamnă produsele din carne. Da. Și am înțeles că Andreas îți calcă pe urme. Andreas are așa o direcție către a găti, dar eu... i-am cam tăiat acest elanul. Nu înțeleg, adică tu nu ești de acord, de ce? Nu sunt de acord acum. Va fi doar o chestie adițională. Dacă nu reușește să facă ceea ce își propune el, nu vreau să... Deci el are 15 ani, da? Vrea să fie șef pentru că e foarte bun și tu i-ai tăiat elanul și nu prea ești de acord cu chestia asta. Nu. Tu la câți ani te-ai apucat? Tu seamă cu el. Deci pe el de ce nu-l lași? Pentru că eu am avut foarte... mari greutăți pe care le-am întâmpinat în toată traseul ăsta și aș vrea ca băiatul meu să nu treacă prin ele și datorită faptului că eu pot să-l ajut în sensul ăsta, îl las să mai copilărească și să vadă exact ceea ce și-ar dori să facă în viață. Perfect! Dar vrem să vedem cât de talentat este Andreas. Andreas, ai aici o plită, ai mamă, cum arată, o fripturică și ce asta? Vită, șef? Ce asta? Da, este o vită, este un black market, se numește. Adică e ceva bun, nu? Cam cel mai bun. Cel mai bun, perfect. Niște legume, am văzut aici usturoi, sare, rozmarin, da? Mamă, cum miroase. Și haide să vedem ce se pricepe Andreea să facă. Mamă, ia atent aici, tati, ia uite. Șef Zaharia, ia atent. Ia uite cum scrie aici, șef Orlando Zaharia, pac și când deschide, ia uite aici, tati. Mamă, Andreea, arme albe. Perfect, foarte tare. Am declarații pentru ele. Da, știi ce? Ai declarații pentru da, ele? Da, da. Nu poți să crezi, pe bune? Nu. Andreea, tu treci acolo la treabă. Hai. Și vreau să te întreb, da, crezi că Andreea poate să aibă de câștigat la 15 ani să știi să gătești foarte bine? Hm? Te cucerești mai ușor fetele? Bă, dar nu greu știu dacă mai merge. Grea e geanta ta. Da, spectaculoasă. Ai tot ce trebuie aici? 10%. Asta e 10%? Da. Îi trebuie lui Andreas? Nu. Le pun aici, da? 10%. Fii atent, până Andreas gătește, pentru că el este foarte bun la fotbal, am adus o poartă, nu de alta, dar vreau să văd dacă... Deci Andreas e foarte bun la gătit, da? Meseria ta, corect? Da. Vreau să văd dacă tu ești bun la pasiunea lui la fotbal. Trebuie să dai bară de 3 ori. Bara de sus. Azi? Acum, da. Azi, avem timp? Avem. Deci din 3 încercări să dai bară. Cu piciorul se dă. Haide să te văd acum. Cât de bun ești? Ia să vedem. Păi luați tot ce e în spate acolo. Dă-i, hai. Oh! Băi, bine! Dar ți-ar plăcea, de exemplu, mai mult Andreea să se facă fotbalist decât șef? Da. Da? Mai bine fotbalistă? Da. Hai să vedem. Dar prima dată trebuie să înveți. Hai. E stângaci? Ai ratat, pentru că trebuie bara de sus. N-ai specificat. N-ai specificat. Hai, bara de sus.
Și te uiți așa cu un ochi la... Cum i-ai făcut semn? Întoarce, a? A ieșit! Mamă! Și ai trișat! Andreas, am înțeles că niciodată n-ai mâncat până la vârsta asta dulciuri? Da, nu am mâncat pentru că am o intoleranță. Da. Și nici nu prea plac. Până la urmă ești și sănătos, nu? Da. Da, într-o anumită măsură este foarte sănătos. Tu gătești acasă sau... Soția mea este specialistă în a-i găti acasă. Deci fiecare șef își are șeful lui. Da, recunosc, n-am cum să nu recunosc. Și el, de fapt, pasiunea asta lui pentru gătit, din asta s-a dezvoltat. El abia aștepta să plecăm noi de acasă să-și gătească și face tot felul de combinații. Andreas abia aștepta ca tu și soția să plecați de acasă, da, ca el să experimenteze în bucătărie? Da, da, da. Și apoi când ai descoperit prima dată că el chiar se pricepe? E normal ca de fiecare dată să mă implic puțin, să-i dăm să gust, să văd, să nu știu ce. Și chiar a fost gustos, adică a avut tot ce trebuie, în limitele cunoștințelor pe care le are. Fii atent. Da. Andreas, vreau să fii sincer dacă vrei să vină Moș Crăciun la tine. Da? Da. Cine gătește mai bine, mama sau tata? Tata când gătește, dar da? În general mama gătește mai mult acasă. Acasă, da. Dar mama gătește mai mult acasă. Bă, mamă, dar ce bine miroase! Fii atent! Vreau să-mi spui ceva. Care e cel mai bun bucătar pe care l-ai cunoscut-o? Cel mai bun bucătar pe care l-am cunoscut eu a fost cel care m-a îndrumat în bucătărie pe mine. Și anume? Manciu Ion. Da? Și Șerban Ion. De fapt, sunt doi bucătari șef care m-au îndrumat pe mine și pentru mine au fost cei mai buni bucătari și vor rămâne cei mai buni bucătari. Manciu Ion și? Șerban Ion. Eu credeam că zici de bunica ta. Pentru că dureros e și asta, de la ea ai mățat multe, nu? Da, m-am gândit un pic mai departe. Într-adevăr, bunica mea a fost cea care, na, știți foarte bine, ea m-a, fără să vrea, ea m-a împins în a găti și am descoperit această, neapărat pasiune. Pasiunea a devenit mai târziu. Uite, avem niște imagini cu femeia care te-a îndrumat în meseria asta, dacă putem spune, e bunica ta. Da. E bucătăria ta, e bunica ta care te-a învățat foarte multe, ți-au dat lacrimile. Ți-au dat lacrimile. Când o văd, știu că are și o vârstă foarte mare acum și tot aud tot felul de chestii despre ea, că nu mai poate, că nu se simte bine, că nu mai mănâncă. Că... Și e un subiect sensibil pentru mine și va rămâne tot e normal. Vieți. Dar vreau să le spun celor de acasă că, de exemplu, tu ești specialist în bucătăria franțuzească, nu? Da. Mediteraneană. Și ai făcut parte din echipa prezidențială a lui Traian Băsescu? Am deservit unele mese organizate de către președinția României, la care... Țineau până dimineața? Țineau cât era nevoie. Am înțeles, contractul. Țineau cât era nevoie. Nu, că eu te-am întrebat de partea cu mâncarea, adică puteai să ne spui orice. Gata, puteți. Super tare. Am și eu ale mele. Am și eu ustensile mele. Ia să vedem, tinere Andreas, ce ai făcut. Mamă, dar gătește așa foarte relaxat, știi? Adică, pac, pune un pic unt, pac, tata. Bagă și legumele, acum și gata, am plecat. Eu nu mai... Imediat, bagă și legumele. Și legumele unde trebuie să le pune? Tot în tigaie? În tigaie. Toate. Ele sunt deja fierte și doar sunt trebuie... Sunt blanșate, da. Și trebuie doar să le... Mamă, ce bine miroase, Doamne, îmi plouă în gură. A, uite ce ușor e la bucătărie. Andreas, ce-ți place cel mai mult să gătești? Ce mănânc eu în general, adică, nu știu, paste carbonara, risotto cu creveți sau, nu știu, anumite... Deci, mamă, deci știi cum creveți cu asta? E așa bun e? E bun, pentru ce are el nevoie este chiar foarte bun. 15 ani? Da. Și e foarte bun. Poți să tai vita aia? Da. Pentru că vreau... Sau trebuie să se odihnească ca la cozonat, să stea 24 de ore la rece? Ținând cont de ce temperatură am avut noi aici, este destul de odihnită, deja... Deci, deja poate fi... Pe care o tai? Asta, da? Foarte frumos. Asta, da? Da. Exact cum ne-a recomandat doctorul Mihail, să aibă și puțină grăsime. Ia. Ia, te uiți repede să vezi cum l-a făcut-o.
Ia, ia. Bă, băiatule. Este un medium spre rare, așa, dar i-a ieșit. Ce crezi? I-a ieșit, nu? Da. Că practic așa trebuie făcută. Bravo. Așa trebuie făcută. Da. Mamă, ce gustoasă e. Poți să pe și eu. Pe cuvânt că e foarte gustoasă. Ai ceva de zis? Zi. Pune sare. Ce? Ai zis pune sare. Nu, nu așa, ca Nisret. Ia mai multă, pune. Perfect. Oameni buni, pe șef Orlando Zaharia puteți să-l găsiți pe Instagram, puteți să-l găsiți pe Facebook, puteți să-l găsiți pe YouTube. Șef Orlando Zaharia e un băiat senzațional și este unul dintre cei mai tari șefi pe care are România. Andreas, pe tine unde te găsim? Tot pe Instagram. Și pe Instagram cum ești? Orlando.Andreas. Orlando.Andreas pe Instagram, da? Da. Și pe Facebook? Zaharia Orlando. Și da. Pe TikTok? N-am TikTok. N-are. Perfect. TikTok. E băiat cu minte. N-are TikTok. Exact, mama arată și legumele astea senzațional. Și Vita, și făcut, Vita făcută ca la carte. Ca la carte, uite-te aici. Exact așa. Exact cum trebuie. Mulțumim mult de tot. Șeful, îți mulțumim mult de tot. Andreas, să ne dai numărul tău de telefon să mai ne cunoaște mai bine. Șeful, mulțumim mult. Oameni bun, ne vedem mâine la ora 3. Până atunci să aveți o seară minunată. Tot ce e mai bun pentru dumneavoastră, asta vă doresc. Iar mâine la ora 3 să ne întâlnim sănătoși. Toate cele bune.